Salut, prieteni, sunt Adrian Pârvu și bine v-am găsit pe canalul Știri de Actualitate. Doi soți au fost găsiți morți în mașină după ce au decis să se sinucidă împreună. Un caz șocant s-a petrecut de curând în Marea Britanie după ce doi britanici, soț și soție, au fost găsiți fără viață, intoxicați cu monoxid de carbon, într-o mașină închiriată în apropiere de Stevenage, Dorset, Scriucii, de la știri diaspora.ro. Ciudat este faptul că, cu doar o zi în urmă, cei doi găzduiseră o petrecere cu prietenii și nimic nu prevestea ceea ce avea să urmeze. Conform presei locale, cei doi soți s-au hotărât să-și pună capăt zilelor împreună. Deborah avea 49 de ani și lucra ca asistent personal pentru 3 comandanți de armată, iar Peter avea 54 de ani și era veteran de război, având 22 de ani de serviciu militar. Cei doi aveau o relație stabilă, fiind împreună de 23 de ani, conform publicației The Sun. Imediat după tragedie, în mașina celor doi, autoritățile care se ocupă de anchetarea cazului au găsit un bilet pe care scria: "Nu putem trăi unul fără celălalt." Anchetatorii au descoperit că în urmă cu 5 luni, Deborah a primit vestea că s-a vindecat de cancer și nu suferea de tulburări mentale. Peter a vorbit despre a-și lua viața cu ani în urmă, când a trecut printr-o depresie. Acesta a fost diagnosticat cu sindromul de stres post-traumatic din cauza serviciului militar, dar apropiații erau de părere că a reușit să treacă peste. Contrar la tot ceea ce s-a întâmplat, cei doi păreau foarte fericiți ultima dată când și-au văzut prietenii. Organele de anchetă au găsit în mașină plicuri cu bani și un carnețel cu mesaje emoționante. Totodată, pisica celor doi a fost găsită moartă, ghemuită la picioarele acestora. Vehiculul a fost văzut în jurul orei 7:30 dimineața următoare de către un angajat. Serviciile de urgență au fost nevoite să apeleze la descarcerare pentru a scoate cele două victime. Din nefericire, ambii au fost declarați morți la fața locului. Dragi prieteni, vă mulțumesc că mă urmăriți. Dacă v-a plăcut articolul, puteți să lăsați un comentariu, să-mi dați un like și să vă abonați acestei pagini. O zi frumoasă!